Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum o mai fi la mare, prieten? Cum e la mare zilele astea? Ia dați-mi un telefon, prieten. Ați fost recent sau sunteți acum acolo? Cum e la mare? La mare la noi? Sau cine știe, poate ne ascultă cineva de la mare din Grecia. Cum e la mare? Cum sunt prețurile? E curat? E aglomerat? Sunteți mulțumiți sau supărați? Aveți prieteni Mamaia? Aveți prieteni bogați care sunt în Mamaia? Vreți să vă lăudați cu ei? Dați-ne telefon și ziceți-ne cum e la mare. 0372069599. Vrem să știm. Nu de alta, dar domnul Luca, uite, mai eu am fost, da. Și pleacă. Da, eu plec din țară, da. Dar am fost la Mamaia. Și e frumos la Mamaia? Foarte frumos. Te-ai întâlnit cu domnul Țiriac? Nu. Sunt... Domnul Țiriac e la mare, la Mamaia. Bine, dânsul și permite. Era știre, a fost fotografiat, e pe plajă, are niște kilos de baie negri cu raci roșii. Ok, asta am reținut, și un tricou cu burtă. Da, mă rog, pentru vârsta dânsului asta e. Dar domnul Țiriac, vezi, la... Noi nu suntem în măsură să... Nu suntem, să ce zic? Auzi, dar domnul Țiriac, oare cu ce mașină se duce la apă când face baie? Că pe plajele astea lungi, acum presupun că nu se duce pe jos ca săracii, de la șezlong până la apă. E și el cu mașina. Oare cu ce mașină se duce dânsul, care colecție? Mă gândesc. Măi, cu plajele astea, deocamdată nu e treabă până o să se așeze lucrurile. În schimb, eu am fost, când am fost la Mamaia, am fost în sudul stațiunii, adică în partea dinspre Constanța. Așa. Și să știi că acolo e cu totul alt univers. Dar unde e universul ăla scump, la Mamaia? Mai nord. La Năvodari? Pe ce mergi spre nord, da, pe atât se scumpește. Așa, dar mă, vezi, în sud... E ca în viață. În nord se trăiește mai bogat. Exact. Mai scump. Exact la fel e. Da, da, în sud se trăiește mai bine. În sud e mai bine, da. Uh-huh. Și vreau să spun că unde am fost acolo, pe plaja asta din sud, pe care scoboară pe niște scări așa, șezlongul 20 de lei. Da, șezlongul 20 de lei. Vezi că 20 de lei acum e prețul minimal pe litoralul românesc. Din câte am înțeles, am semnale și din sudul litoralului. Da. Deci sub 20 de lei șezlong nu există. Așa. Dar prețul mediu e pe la 40 de lei. Există șezlonguri și cu 50. Există, am înțeles, în Mamaia Nord și pe la 100 de lei piesa. Dar ce face șezlongul de 100 de lei? Domnule, atâta costă. E zona mai exclusivistă. Aici unde am fost, eu repet, la ieșirea din Constanța spre Mamaia, e 20 de lei șezlongul și am rămas mut. Costa 6 lei berea la draft. Uh-huh. Adică nu te supăra, e preț de supermarket. Da. Un frappe era 15 lei, dar un frappe corect, cu lapte, cu, adică nu, că știi cum e și cu frappeul ăsta. Uh-huh. Lasă-mă cu berea cu asta, zic, cu mâncarea. Se poate mânca foarte bine în ultima vreme la Constanța. Uh-huh. Deci trebuie să pleci din Mamaia, să te duci în Constanța. Și în Mamaia sunt locuri. De exemplu, unde e Nașu Hădean, care face niște grătare de rămâi mut. Dar noi de ce nu? Ia să ne organizăm un pic. Trebuie să mergem și noi la el. Bine. Vara asta neapărat. Eu am fost vara trecută și vă spun că e treaba, adică grătar făcut de șef, dar mai sunt. Stai așa, fiți atenți, vă mai întreb o dată, dar rugămintea este, noi avem o problemă cu concursurile astea, sunt atât de multe concursuri și premii, încât centrala este plină concursuri și premii, Marcela. Vă mulțumim că ne sunați pentru concursuri și premii, dar acum am vrea, dacă se poate, faceți un pic de loc pentru cineva care e la mare sau care tocmai a fost la mare, la Mamaia, vrem să știți și noi cum e, dacă merită să te duci acum la mare, la noi. 0372069599, facem concurs mai încolo. Dar cu marea, dacă, sau poate cine știe, aveți prieteni bogați care au fost la Mamaia. Deși Luca zice că nu e atât de scump. E scump la Mamaia sau nu? Nu știu, am văzut niște reportaje de la Mamaia cu oameni care spuneau că a costat o ciorbă și nu mai știu ce la prânz, 100 de lei sau... Am mâncat foarte bine la Constanța, la un restaurant turcesc, de exemplu. Ok, am nu văzut e pozele. Cel mai ieftin, dar am mâncat senzațional. Bun. S-a strecurat Ionuț printre telefoane. Bună dimineața, salut, Ionuț! Bună dimineața, bună dimineața, băieți! Salut! Da, eu locuiesc în Constanța. Da. Și unde a spus acolo Luca, unde sunt scările alea multe acolo la plajă, se numește Plaja Modern. Oare așa? Da. Deci este... Și Mamaia este prețuri foarte mici. Așa. Dar numai să știi unde să te ghidezi. În ce sens? Nu înțeleg. Să știi, uite cum e plaja asta. Deci unde să mă duc eu ca să mănânc bine și să nu sărăcesc? În Constanța Nord, Mamaia, alea. Dacă ești Constanța. Acolo sunt prețuri foarte mari din cauza că e și lume bună. Uh-huh. Da. Deci unde ce Luca mai sud încoace, mai spre Constanța, acolo e plaja modernă, acela cu scări multe. Acolo, da. Hai, și aproape de... Și aproape de mal, poți să intri cu copii. Acolo adică nu s-a lățit.
Mulțumesc, Ionuț. Ai fost nu e plaja lățită. Ai fost tu pe scări multe? Da. Nu cred. E ce să faci? Ciprian, bună dimineața. Salut, Ciprian. Eu acolo am stat. Bună dimineața. Să treci. Salut. Luca, nu știu, timp să te contrazic și pe tine și pe băiatul dinainte. Eu sunt tot din Constanța. Da. Meseria care o am îmi permite să mă duc cam în fiecare zi la plajă. Da. Inclusiv pe plajele din Constanța. Deci nu știu unde ai găsit berea la 6 lei, la Modăr s-a putea lângă Nevărsia, acolo era 7, țin minte, dar cred că e cea mai ieftină de pe toată plaja. Nu, uite, lângă... îmi pare rău că nu mai știu cum se cheamă plaja asta, dar repet, e un bloc nou construit acolo chiar pe margine și de acolo cobor niște scări și acolo atâta era, 6 lei berea la draft. Băi, eu cred că mulțumim frumos pentru telefoane, cine a reușit să intre, mulțumim mult, cred că trebuie să mergem să investigăm chestia asta. Luca, să ne organizăm. Să mergem să mai mâncăm prin Constanța. Să mai mâncăm ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.